În pofida celor 18 grade cu minus înregistrate în această dimineață la Alexandria, oamenii au venit în număr mare la statuia lui Alexandru Ioan Cuza din centrul orașului pentru a retrăi momentele istorice marcante înregistrate în 1859. În anul 1859 reprezintă un început cert al reformelor și al schimbărilor ce au dus la înfăptuirea statului român prin dezvoltare și consolidare. În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, țara noastră a depășit limitele dezvoltării de până atunci. Oamenii s-au bucurat și de momentele festive, dar au apreciat și bucatele oferite de autoritățile locale în această zi de sărbătoare. Peste 3.000 de porții de sarmale și sute de litri de vin fiert. Foarte frumos! La un pahar de vin fiert? Da, un pahar de vin fiert, dar să ne încălzim ca într-un rat. Da. Și sarmalele mâncăm acasă. Cu o sarma, cu un pahar de vin fiert și cu cele dorite din... Nu, nu e. E fric pentru cine nu muncește sau stă degeaba. Cu sarmale și cu vin. Uite așa ne înveselim. Gata, Paulică, ți-am luat. Da? Nu, domne, nu ne fric. Uite acum bem vinul. Din cadrul activităților organizate cu acest prilej nu au lipsit ceremonia religioasă, onorurile militare, momentele artistice și tradiționala horă a Unirii.